în dimineața asta mă gândeam că cum ar suna cea mai mare veste pentru tine. Mă gândeam, cineva ar putea spune, am fost vindecat de cancer. Altcineva spunea, mi-a aprobat creditul de gad de casă la dobândă mică. Altul mi-a spus, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și am câștigat la loto. Altul spunea, am primit cetățenie de, copilul nu mai are alergii, acum pot merge pe picioarele mele după ce n-am avut nici o șansă și mi-au spus că o să fiu paralizat pe viață. Am scăpat de moarte, am scăpat de COVID, vine bebele în familie. Sunt toate vești extraordinar de bune. Sunt extrem de bune. Și cei care le primesc sunt cu siguranță oameni fericiți. Dar este o veste cu totul mai mare și mai specială decât toate acestea care țin de viața noastră de zi cu zi. Și aceea că Dumnezeu ne iubește. Și spune cartea Ioan 3 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragul meu, e cea mai mare veste. Dacă am putea să spunem din voce în voce, din cântec în cântec, din generație în generație, este că Dumnezeu este credincios cuvântului Său și El a trimis pe Domnul Hristos ca să mântuiască pe om. Totuși, de multe ori când deschid subiectul credinței și religiei, sunt diverse atitudini care le întâlnesc. Oamenii reacționează la ideea că adevărul scripturii este singurul standard după care Dumnezeu judecă omenirea. Adevărul Scripturii. A, nu, pe lângă Biblie mai sunt și alte cărți. Alții reacționează cu privire la divinitatea lui Hristos. Când îi întreb, crezi în Dumnezeu? Da, cred în Dumnezeu. Te-ai împăcat cu Domnul Hristos? Da, dar Hristos nu e Dumnezeu. Au probleme cu divinitatea lui Hristos, au probleme să accepte acest lucru. Alții au probleme cu faptul că Evanghelia sau Vestea Bună nu este de ajuns. Credința în Domnul Hristos nu-i de ajuns. Ce e nevoie de fapte bune și e nevoie de tradițiile bisericești ca să fim mântuiți. Sunt tot felul de atitudini, sunt tot felul de obiecții. Dar mai sunt și cei care îl caută pe Dumnezeu cu o inimă sinceră, cum a spus Radu, îl căutam și Dumnezeu mi-a vorbit. Și cum a spus Ana Maria, care a spus că ea cântă fals, slăvi să fie Domnul, că nu mărturisești fals. Mărturia trebuie să fie adevărată, că la muzică nu ne dă Dumnezeu note corect. Amin. Dar, dragul meu, sunt diferite atitudini când spui despre această mare mântuire și sunt și mentalități defensive, eu le-am întâlnit. Sunt oameni atunci care când aud că Dumnezeu trebuie să ne mântuiască și a trimis pe Fiul Lui, îmi spune cineva, păi dar eu n-am nimic cu Dumnezeu, el cu mine, eu cu el, nu ne-am certat niciodată. De deci, ce ar muri cineva nevinovat pentru viața mea? Alții nu văd motivul pentru care Dumnezeu ar face pace cu ei, trăiesc într-o ignoranță totală, pentru că spun Dumnezeu acolo, eu aici, el cu treaba lui acolo, cum spuneam și eu odată, eu cu treaba mea aici, el cu businessul lui acolo, eu cu businessul meu aici, nu vreau să am de-a face cu el și el cu mine. O altă categorie se cred atât de bun și morali. Și spun că nu au nevoie de lor cum. Sau mai spun, avem timp de el la bătrânețe. Treaba asta cu religia nu-i pentru tinerețe. Acum e distracția, e petrecerea. Ba uh, mai mult oameni ăștia sunt atât de raționali încât uh, spun... Nu am nevoie de un stăpân să-mi conducă viața, eu știu să mă conduc pe mine însumi. Acela e spiritul, acela anticrist al șarpelui de independență care a venit încă de la Geneza. Sunt atât de mândri sunt atât de mândri acești oameni încât au o părere atât de bună despre ei. Cred că moralitatea lor îi va scăpa. În timp ce mai e o categorie, o ultimă categorie, nu ultima, dar una din ultimele care nu cred că Dumnezeu ar vrea să aibă de-a face cu ei, din categoria asta am făcut și o parte. Mi se părea că sunt atât de rău, atât de păcătos, atât de pierdut, atât de departe în întuneric, încât nu puteam să cred că Dumnezeu vrea să aibă de-a face cu unul ca mine. Însă. Așa cum Luradu, Ana Mariei și celorlalți, Dumnezeu li s-a descoperit în bunătatea lui, mi s-a descoperit și mie. Într-o lume post-creștină e foarte greu să mai mărturisești de Hristos. Pentru că automat intervine ostilitatea. Trebuie să respectăm pe toată lumea, toată lumea face ce vrea, omul este, da, cum să spune, standardul tuturor lucrurilor, dar noi știm că omul nu este standardul tuturor lucrurilor. Nu noi deținem măsura adevărului, ci cuvântul lui Dumnezeu. Da, e ok. Sunt obiecții, sunt mentalități ostile și defensive cu privire la faptul că Isus Hristos este Mântuitorul și Dumnezeu, Tatăl, în dragostea lui cea mare, l-a trimis să moară pentru mine și pentru tine. Sunt ok lucrurile astea. Dar hai să vedem ce spune Dumnezeu. Pentru că atunci când îți cumperi un telefon și ți se strică. Degeaba între pe unul și pe altul, trebuie să mergi la producător, le scrii la producător să vezi care-i baiul cu telefonul respectiv. Pentru că producătorul știe cel mai bine cum a creat acel lucru. Da, noi încercăm de mii de ani, de la căderea, de la Eden, încercăm să reparăm ființa umană, cum spunea uh, și Florin mai devreme, da, comuniștii au încercat să facă omul cel nou care muncește și nu gândește, dar Dumnezeu ne-a demonstrat și viața ne demonstrează că noi nu ne putem schimba. Ne putem doar îmbunătăți, ne putem tu n-au un pic atitudinea și comportamentul, dar până la urmă ce este în In inima noastră va ieși la iveală, așa -i? Când viața te lovește, uiți toate lucrurile alea frumoase pe care le spui la relaxare și ies de din gura ta exact ce este în inima ta. De aceea spune Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, în Roman, capitolul 3, de la 10 la 12, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și -au au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Roman 3 cu 23, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragul meu, suntem toți închiși sub acea neascultare. Și dacă așa stau lucrurile, unde a început această pribegie? Această pribegie, pentru că degeaba vorbim de mântuire dacă nu vorbim de diagnostic, degeaba aducem vestea bună a Evangheliei dacă nu vorbim de problemă. Odată stăteam de vorbă cu tatăl meu care știți că a murit nemântuit, cel puțin l-a respins pe Hristos de față cu mine și Adina în ultimile zile de viață când l-am rugat cu tot sufletul un de cu Dumnezeu și mi-a spus că nu are nevoie de asemenea lucruri, nu are nevoie de el. Dar vorbeam cu tatăl meu odată, înainte să se îmbolnăvească, să moară de ciroză și am zis, tată, dacă Dumnezeu te-ar judeca pe tine și pe mine astăzi, doar după cele 10 porunci, crezi că am merge în cer sau în iad? Fără drept de apel, un profesor moral, care n-a luat niciodată șpagă, care nu a furat găina nimănui, da? care n-a făcut niciun rău pentru societatea asta, din potrivă, a fost arestat și torturat de comuniști. A spus, dacă Dumnezeul tău m-ar judeca după cele 10 porunci, aș trebu ar trebui să merg în iad. Pentru că legea morală al Dumnezeu, da, ne arată ce fel de natură avem. Omul, șoferul, n-ar ști că el calcă legea dacă n-ar fi liniile albe, corect? Dacă n-ar fi linia dublă continuă pe care <coughs> murți de multe ori și de pe la biserică o mai trec. Vezi tu, legea ți-arată diagnosticul. Omul este păcătos. Să nu furi. Păi dați-mi voie să vă întreb, cine n-a furat aici? Eu nu pot să vorbesc, doar știți viața și trecutul meu. Să nu minți. Să nu poftești al altuia. Să nu iei numele Domnului în deșert. Vedeți, avem o cultură, cel puțin în cultură americană, tot timpul, oh my gosh, oh my gosh, oh Doamne Dumnezeule. Oh, Do Ei numele Domnului în deșert. Sau în limba română, Da? să înjură Dumnezeu. Foarte mult suntem un popor care înjurăm pe Dumnezeu. Un popor care îl înjurăm pe Hristos, un popor care atunci când e rău îl înjurăm pe Dumnezeu și atunci când e bine nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă ne-ar judeca Dumnezeu azi doar după cele 10 porunci, știți unde ar trebui să mergem toți? În chinul veșnic. Pentru că legea ne arată diagnosticul, omul este păcătos și nu se poate mântui singur. Religia nu poate mântui tradiția cultului din care vii nu te poate mântui. Dar vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său într-o natură asemănătoare cu a noastră, născut sub lege, ca să ne mântuiască de păcat. De asta eu când m-am întâlnit prima dată cu cineva în stradă și mi-a spus, băi Sani, să poate o altă de viață, Hristos a murit pentru mine și am zis, am cerut eu asta? Păi tu crezi că e o veste bună să-mi spui că un om nevinovat a fost bătut ore în șir și a murit pentru mine? Dar când am înțeles și m-a dus omul prin Scriptură și mi-a explicat de ce a trebuit să moară Hristos pentru mine, atunci a făcut sens. Pentru că în Cartea Geneza 1 și 2 ni se spune Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Geneza 1, 26, 27, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și ce am făcut noi? Am renunțat la chipul lui Dumnezeu, am renunțat la asemănarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, spune Scriptura. Parte bărbătească și parte femească. Geneza 2 cu 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. El a pus chipul în noi, acel chip dumnezeiesc. Dar ce a făcut omul încă de la început, încă de la început, spune Scriptura că a fost acolo un personaj care se numea Șarpele, diavolul cel vechi, care a venit și a ispitit pe om să-l tragă afară din grădina Eden, afară din relația cu Dumnezeu. Și a spus, auzi, nu e chiar așa cum a zis Dumnezeu. Diavolul a făcut trei lucruri, l-a făcut pe om să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu, l-a făcut pe om să nege și l-a făcut pe om să lepe de cuvântul lui Dumnezeu. Și din momentul ăla toate lucrurile au luat o întorsătură care a dus la ruină. Această decizie s-a dovedit a fi o decizie fatală. De ce? Pentru că omul a fost despărțit de Dumnezeu și gonit din grădina Eden. Și Biblia spune că doi îngeri stăteau acolo, cum ai văzut Uradu, cu săbile în mână, ca nu cumva omul să mănânce din pomul veții și să păcatul să trăiască veșnic. Omul a devenit un rebel, un fugar, un cain universal gândindu-se doar la el, trăind pentru poftele lui, a tras asupra lui consecințe dezastruoase, ducând la ruină, moarte, blestem și toate problemele care le avem astăzi, dragii mei, dacă umanitatea ar avea soluția să schimbe această lume, ar face-o. Nu există soluție în om, există soluție doar în Dumnezeu, amin. Să întâlnesc de 60 de ani, de 80 de ani la summit pentru pace. Există pace? De ce? Pentru că pacea nu este o decizie a unor forțe politice. Pacea este o persoană care se numește Isus Hristos, Domnul Slăvit să fie numele. Omul a refuzat să mai poarte acest chip și asemănare și prin ascultarea lui a luat un alt chip, chipul înșelătorului, chipul șarpelui. Și de atunci, acum spune Domnul Hristos, împliniți poftele tatălui vostru, care este mincinos și tatăl minciunii. Acest chip are slogane ca Sunt liber, fac ce vreau, trăiește clipa, afirmă-te, urcă-te în vârful piramidei, lasă biserica, vei fi fericit, acumulează cât mai mult, fii în cei 5%, cei mai bogați oameni ai lumii și vei găsi fericirea, fii numărul unul, caută afirmarea, atenția tuturor, pregătește-ți un viitor securizat, lasă-i palții să moară. Ăștia sunt sloganele care le are acest om de căzut, acest chip care șarpele ni l-a dat. Așa eram și odată. Căutam să mă bucur de clipă, de moment, fără să mă gândesc la consecințe. Credeam că asta e viața, să fac ce vreau, să nu-mi pese de ziua de mâine. Și credeți-mă, de că n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, n-aș fi fost astăzi aici. Radu, ca și tine, ca și Dan și ca și mulți aici, am fost pierdut în întuneric, legat de diavolul și nu mă puteam elibera singur. Căutam să mă ridic deasupra majorității, să fiu cineva, să-mi fac un nume, să știe lumea de mine. Când aude numele meu să rezoneze, să intre în spaimă, să demonstrez că sunt tare, să mă afirm că sunt cineva. Acolo am fost și eu purtând chipul satanei, purtând chipul cel vechi, care a vrut să se înalțe, să fie ca Dumnezeu. Pentru că neascultarea și dependența, dorința asta de independență a omului l-a dus la moarte, la despărțire de ce a avut mai scump pe lume de Creatorul lui. Și cum spuneam, e imposibil ca acest om să relege relația din propria inițiativă, pentru că eu vă spun, Biblia spune clar, noi nu avem în noi dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ne-ar căuta pe noi, noi n-am face niciun pas. Eu n-am simțit în mine dorința să-L caut, dar știam că El mă caută. Vedeam în, în urma mea, momente în viața mea când ar fi trebuit să fiu mort și parcă o mână invizibilă m-a salvat. Și mă punea pe gânduri acest lucru și știu că și pe tine te-a pus pe gânduri. Cum spuneam, diagnosticul fără speranță era un om păcătos, un rebel, pierdut, fără soluție, sortit focului veșnic. Efesen 2 de la 1 la 3, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați o dinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, adică a șarpelui, a diavolului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, iată că să rămân noi acel Duh de neascultare, de răzvrătire, de rebeliune. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Cum spuneam, dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, n-am fi nici unul din noi astăzi aici. E vreo unul astăzi aici care este datorită eforturilor lui, bunătății lui? Eu sunt aici pentru că Dumnezeu în mila lui a trimis un om în străzi, acolo, în străzile Craiovei, care ne-a vestit Evanghelia și ne-a spus există o altă viață, departe de alcool, departe de anturaje, departe de săbi, parte de bastoane, departe de ură, de parte de mânie, departe de întuneric, departe de ocult, departe de vrăjitorie, departe de satan! Și a spus, este oare? Și a zis, este, cum îl cheamă? Cine e ăsta? Se numește Isus Hristos, cel care a biruit moartea și pe satan la cruce. De aceea, pentru că legea ne spune diagnosticul păcătoși, a venit Hristos și a adus Evanghelia bună, vestea cea bună și spune Scriptura, cine crede în numele Domnului va fi mântuit. Salvarea vine de la Domnul, dragii mei, nu vine de la noi. Personajul principal al Sfintei Scripturi nu este omul, nu este șarpele. Personajul principal al Sfintei Scripturi, actorul principal, este bunătatea lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu, care este efectiv într-o neliniște continuă, alergă după făptura care a făcut-o și încearcă să o aducă acasă ca pe fiul risipitor. El te vrea acasă, el te vrea mântuit, el nu vrea să ajungi în chinul iadului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă... Galaten 4, de la 4 la 7, dar când a venit împlinirea vremei, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei de sub lege, pentru ca noi să primim în fierea. Iată, pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis în voi Duhul Fiului Său în inimile voastre, Duhul care strigă Ava, adică Tată. Astfel tu nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ce minune! Dumnezeu nu ne-a dus înapoi și ne-a făcut sclavi. Dumnezeu ne-a dus înapoi și ne-a pus din nou la masă, ne-a făcut din nou fii. Pe mine asta mă șochează, mă uimește. Eu n-aș fi făcut asta cu dușmanul meu. N-aș fi făcut asta cu un tânăr care dădea cu pumnul spre cer și cea, Dumnezeu le te urăsc! Vino să ne luptăm, vino să ne batem dacă ești tare. Probabil că eram nebun spunând lucrurile acelea, dar Dumnezeu, în dragă lui, a fost persoana matură din relația asta. Și a venit și mi-a întins mâinile pe o cruce. Roman 5, de la 8 la 11. Dar Dumnezeu, spuneți cu mine, dar Dumnezeu, își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă cum? Păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, de prihăniți prin sângele Lui, prin sângele Lui. Vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Lăudați să fie Domnul! În Hristos suntem răscumpărați, suntem împăcați, suntem iertați, suntem făcuți o făptură nouă. Iată că Dumnezeu n-a luat făptura veche. Să o și să ducă la biserică. Pentru că atunci când omul i-a zis nu lui Dumnezeu s-a întâmplat ceva groaznic. În limba originală în ebraică spune că legătura dintre noi și Dumnezeu, Duhul, da, a fost tăiat. Efectiv cum tai un cablu, efectiv cum tai o viță de vie. N-a mai fost legătură între Dumnezeu cel viu, Duhului și Duhul nostru. Duhul nostru a murit, a închis ochii. Sufletul nostru a ajuns un rebel ca și Cain și trupul nostru a fost sortit pieirii și sortit morții. Dar când Domnul Hristos a venit să moară pe cruce, El a venit pentru ce? Pentru noi care eram morți în păcate, să moară, să plătească prețul mâniei lui Dumnezeu, ca noi să fim înviați din nou, aduși la viață împreună cu El. Nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni, căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Îmi place ce spune Scriptura Dumnezeu care e bogat în îndurare. Pentru dragostea lui cea mare cu care ne-a iubit. Măcar că eram morți în greșelile noastre, eram rebeli, eram, îl uram. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos, Efesen 2. Efesen 1 cu 7, în el avem răscumpărarea prin sângele lui Radu, avem iertarea păcatelor. O să vină diavolul și o să te condamne cu privire la trecut și pe voi toți. aduceți aminte, diavole, ai fost biruit la cruce de Domnul vieții. Prin sângele lui am iertarea păcatelor, nu prin faptele mele. Coloseniul 13 cu 14 spune El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Cât credeți asta? M-a întrebat cineva odată, ce ți-a dat băstanii Hristos? explică -mi și mie. Un tânăr arogant cum eram și eu odată, cu berea în mână și cu țigara la gură. Și am zis, dă-mi voi să spun ce mi-a dat Hristos. Când m-am întors la Hristos, nu mi-a dat doar puterea să spun da lui Dumnezeu, ci mi-a dat puterea să spun nu întunericului. Tu nu poți încă să spui nu întunericului. Când diavolul Ți-a dat impulsul, ai sărit și zice, bă, să știi că la răspunsul ăsta nu m-am așteptat. Dar El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat sau ne-a translatat, ne-a portat, dacă vreți, da? Cum facem la telefonie, într-o altă împărăție, în împărăția Fiului Dragostei Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pe Cel ce n-a avut păcat, pentru ca în El să devenim neprihănirea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Romane cu 15, acum. Și voi n-ați primit un duc de robie. Dumnezeu nu te-a mântuit ca să te facă sclav cu toate că avea dreptul. Ai fost creatura lui și ai fugit odată de acolo. Și am fugit de acolo. M-am am, răzvrătit împotriva lui, în Adam. Toți ne-am răzvrătit. Dumnezeu ne-a adus și a zis, ei, hey, nu vreau să fii rob, am destui rob, am destui slujitor. Vreau să te aduc ca fiu, să te înfiez și să te pun la masă. Ce onoare mai mare! Voi n-ați primit un duh de rombie ca să mai aveți frică, citim împreună, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Iată că Creatorul ne-a dus într-o relație mai intimă decât la început. Adam și Eva au avut un creator, ele creatorul, ele Dumnezeu, ele tot puternic, însă Dumnezeu prin Hristos ne-a dus în relația de tată-fiu. De asta eu sunt aici, că mi-am găsit tatăl pe care l-am căutat o viață. De asta e Dan aici, că a găsit un tată care nu lasă. De asta ești aici, Radu, Pentru că ai găsit un tată care nu e ca niciun alt tată de pe pământ. Și el ne învață să-i spunem tatăl nostru care ești în ceruri. Asta e relația care o vrea. După ce că a plătit prostiile noastre, după ce că a plătit factura, după ce că a plătit Domnul Hristos prețul mâniei lui Dumnezeu judecății, El ne-a dus în această relație. De asta este această mântuire așa de mare și ar trebui să ne minunăm de fiecare dată și să să-i mulțumim. Doamne, n-am cuvinte că mai ai adus în relația asta de fiu dintr-un răzvrătit, dintr-un păcătos, dintr unul care te ura și ridica pumnul spre tine. 2 Corinteni 5 de la 17 la 19. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu nu ia făptura veche a șarpelui, chipul cel vechi și îl duce la biserică. Cum încearcă mult să vină 10, 15, 20 de ani și zice, nu funcționează. Dumnezeu vrea să te naști din nou. Îi spune Domnul Hristos cu gura lui, nu Nicodim, unul din învățătorii Israelului. Adevărat îți spun Nicodime, că dacă nu te vei naște din nou cu niciun chip, nu vei vedea și nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu, iată ce spune Scriptura, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi sau... Iată că toate lucrurile s-au făcut, ne vorbește de ființa cea nouă, de naștere din nou. Și toate lucrurile acestea nu sunt de la noi. Filip, în la Dumnezeu. Vezi tu, Dumnezeu a inițiat actul mântuirii la Geneza. Ia-ți, va zdrobi capul, va zdrobi, zdrobi capul, sămânța femei, va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu a adus-o la îndeplinire, la împlinirea vremii, l-a trimis pe fiul său. Fiul său a murit și și-a dat viața de bunăvoie și-a plătit prețul. Și iată că Dumnezeu spune Scriptura că toate lucrurile acestea vin de la El care ne-a împăcat cu El prin Hristos. Și ce ne-a mai făcut? Ne-a încredințat ce slujba împăcării. De asta Dan merge la închisoare. Ca unul care a fost rebel ca și mine, ca unul care a fost pierdut și ca tine și care Dumnezeu l-a adus la masă. Nu doar că l am păcat cu el, ci i-a dat ludan Dan și slujba împăcării cu care acum merge la alții. Și avem o responsabilitate și vreau să te întreb, faci tu slujba împăcării? Te duci tu să spui altora, te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Am strigat cu lacrimi în ochi către tatăl meu în ultimele două săptămâni, împacă cu Dumnezeu. Și mi-a spus nu. Când m-au înțeles frații mei că a intrat în coma, am plecat spre spre Craiova și l-am găsit în spital în comă, nu mai auzea nu mai nimic cu tubul în gură și m-am dus, nu mă lăsat la camera de gardă, era la Atein în 2019, înainte de pandemie, și doctorul îmi spune, zice, auzi, n-are rost să mai vorbești cu el, că e... zic, nu, e tata meu, vreau să vorbesc cu el. Și m-am dus acolo și am strigat la urechea lui. Și am zis, Doamne, eu și acum cred că poți face o minune. Și am spus, tată, te rog, împacă-te cu Iisus Hristos. Și am strigat de trei ori în ateie acolo, împacăte cu Iisus Hristos. Erau unii șocați, doctorul își făcea cruce, niște asistente, nu știau ce să zică, de ce, pentru că a intrat un nebun mai mare ca e acolo și a strigat, împacă-te cu Iisus Hristos. Nu trebuie să-ți fie niciodată rușine de crucea lui Hristos, că ce l-a spus, dacă voi vă veți lepăda de mine și eu mă voi lepăda de voi. De câte ori nu ți-a fost rușine când te-au întrebat, oamenii, ești și creștini? Și ai găsit multe, multe scuze ca să nu le spui. Dragul meu, nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. Spune, da, sunt un păcătos iertat prin Harul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Toate datorită bunătății și inițiativei Lui, iertare, împăcare, salvare, făptură nouă, viață, adopție și învierea morților, toate pentru că El ne-a iubit. N-am venit cu nimic la masă, de aia trebuie să-i mulțumim și de aia venim în mulțumire mereu. Nu cu plictiseală, ci cu entuziasm că a făcut ce nu va face nimeni niciodată pentru noi. Acum avem două întrebări cheie pentru dimineața aceasta. Una, cum să ajung la mântuire și doi, cum să păstrez mântuirea și vreau să ne ocupăm în următoarele 10 minute de aceste două. Poți întreba astăzi, bine, n-am făcut încă un legământ cu Domnul. Am înțeles, frate, trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Am înțeles că nu contează cât de păcătos sunt, că și e păcătos. Am înțeles că nu trebuie să aștept până o să fiu sfânt, că nu o să fiu niciodată. Eu trebuie să mă împac azi cu Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Poate ești în sală aici și ai venit și nu ai făcut un legământ cu Domnul. N-ai intrat într-un legământ cu Dumnezeu, n-ai acceptat jertfa Domnului Hristos, n-ai spus da mântuirii, nu ești încă la masă, în în împărăția Lui. Ce trebuie să faci? Roman 10, de la 9 la 10, de, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, mărturisire, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, credință, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Amin. În adevăr nu e nici o deosebire între iudeu, grec, bihorean, moldovean, oltean, ungur, român, nu contează. Fiindcă spune Scriptura aici, oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit, oricine! De asta nu vă pot uita la Radu de sus, pentru că eu am fost mântuit prin același har prin care este și el mântuit avem funcții diferite în biserică și slujiri, dar suntem amândoi copii de Dumnezeu, înfiați, spălați prin acela sânge, iertați prin același har, puși la masă de Tatăl Dumnezeu, avem același Tată, oameni buni! Deci, fiindcă sunteți socotiți prin credință, spune Roman 5, de la 1 la 2, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Vedeți că pacea planetară nu vine prin summit de pace. Pacea planetară vine prin persoana Domnului Isus Hristos. Deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin ce? Prin credință. Roman 5, de la 1 la 2. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat, citim împreună, în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar întrebarea la fel de importantă este cum ducem această mântuire mai departe. Pentru că eu am întâlnit foarte mulți care au făcut pasul ca și mine, ca și Radu, ca și Ana, ca și toți restul, ca și voi. Dar au început să se îndepărteze de tată, de avatată. tată. Ușor, ușor, lumea, materialismul, umanismul, da? înălțarea de sine, chipul cel vechi strigă din nou după ei. Bogăție, faimă, viuri apariții televizate. Ieși în față, dă din coate, chipul cel vechi, șarpele cel vechi strigă după el. Cum să facem să înaintăm permanent în credință și să ne asigurăm că rămânem pe cale? Cum? Vedeți, Biblia nu ne spune doar ce, ne spune întotdeauna și cum. Și noi avem nevoie să știm cum. Filipen 2 de la 12 la 13, Filipen 2 de la 12 la 13, astfel dar prea iubiților. După cum totdeauna ați fost ascultători, Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela, din nou, personajul principal. Doamne, eu nu pot să alerg singur. Eu nu pot să duc mântuirea asta până la capăt. Îmi dau seama că acum sunt extraordinar de bine, mă ui la voi, zâmbesc, vine luni, predică pastorul bine, vine luni, îmi dă una la, la semafor și mă nervez și gata, s-a terminat cu chipul cel nou și cu făptura nouă. și tot ce rău din... Spunea cineva, frate Sani, ata m-a rugat pentru copii. Mulțumesc de rugăciuni. Acum nu știu ce să zic. Deci cred că te-ai rugat prea tare pentru noi. Zici că ăștia o scos tot ce e rău din mine. În loc să scoată ce e bun, o scos ce e rău. Zic, nu, nu ei. Nu ei. Rău e deja în natura noastră pământească, în firea noastră veche. Dar Biblia spune că nu-i mai datorăm nimic, nu-i mai datorăm ascultare. Ascultarea trebuie să se facă de acela care ne-a mântuit, căci Dumnezeu e acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința, citiți stare și, cu alte cuvinte, și puterea. Am dă și dorința și puterea să o duc la capăt, pentru că eu nu pot să mă țin de cuvântul Lui Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt. Dar aș vrea în dimineața asta să prezint și cu asta închei trei elemente esențiale în care să creștem, să ne dezvoltăm, să ne maturizăm, ducând la o viață creștină, sănătoasă și autentică, atenție, veritabilă, în care oamenii nu să se uite la noi și să zică, bă, tu ai zis una și face alta. Și aceste trei elemente sunt valabile pentru toți aici, nu doar pentru cei care s-au pocăit să se botează, dar sunt valabile și pentru noi, copiii de Dumnezeu. Primul element, noi nu ne putem crește, nu ne putem maturiza, nu putem duce mântuirea până la... Până la unde? Dacă nu avem prezența cuvântului Sfintei Scripturii în viața noastră. Nu putem. Roman 12 cu spune, vă dar fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu să aduce trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică a șarpelui. Nu vă mai lăsați amprentați brandul zel, ci să vă prefaceți, transformați, spune acolo cuvântul metamorfoză, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. FSM 4, de la 17 pe la 24, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dedat la desfrânare, să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Iată principiul. Ascultare. Când se va desăvârși această ascultare în voi? Dacă noi nu avem o ureche și o inimă care să asculte de Sfânta Scriptură, nu vom putea să ducem mântuirea până la capăt. Potrivit adevărului, spune aici, dacă, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, atenție, potrivit adevărului, nu religiei, care este în Hristos Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, îmbrăcându-vă în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Atenție de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă cine? Adevărul Sfânta Scriptură. Domnul Hristos spunea în Ioan 5 cu 24, adevărat vă spun, adevărat vă spun că oricine aude cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis, are viață veșnică și nu va fi judecat, ci a trecut din moarte la viață. Dar tot el spunea în Matei că cine aude și nu face și nu împlinește cuvintele lui, e ca un om care și-a zidit casa pe nisip. O notă aici, a credința fără fapte este moartă. Noi trebuie să ne dovedim ascultători față de Sfânta Scriptură. Spunea George Müller, un om al lui Dumnezeu, forța vieții noastre spirituale va fi exact proporțională cu locul pe care Biblia îl deține în viața gândurilor noastre. Dil Moody spunea așa: fie Biblia te ține departe de păcat, fie păcatul te ține departe de Biblie. De asta, dragul meu, primul element critic, vital este Sfânta Scriptură și poți pastorul tibii ne îndemna să trecem la citirea Scripturii o oră pe zi. E mult o oră din 24 să-i dăm la Dumnezeu? E mult? Care este primul element? Ascultarea de Sfânta după ce s-a sfârșit această ascultare. Al doilea element, omul poate să ducă mântuirea până la capăt cu ajutorul Duhului Sfânt prin rugăciune. Apostolul Pavel spunea în Efeseni 518 pe cu 21 Nu vă împătați de vin, aceasta e de străbălare, din potrivă, fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu san, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Tatăl, pentru toate lucrurile, numele Domnului nostru Isus Hristos și supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 1 Tesalonicen 5,18 pe 18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus Poate n-ai văzut viața de rugăciune O viață de mulțumire Dar elementul mulțumirii este în viața de rugăciune Oamenii care sunt oameni ai rugăciunii După Scriptură iau o viață de mulțumire Filipen 4 Nu vă îngrijorați de Doamne ce ne mai îngrijorăm Vă spun sincer că și când am venit la biserică M-am îngrijorat, v-ați îngrijorat? M-am îngrijorat. Uite, m-a călcat soția cămașa, acum pun centura de de la mașină, tot timpul ajung cu ea la familia mea în Betania, cocoloșută. Nu ai o îngrijorare. Nu vă îngrijorați și în orice lucru aduce cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu și atunci pacea Lui Dumnezeu care între orice, orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Efeseni 6 cu 18 faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Dragii mei, persoana Duhului Sfânt în viața noastră este să transforme ființa noastră, caracterul nostru, pentru că îl cheamă Sfânt, Duhul Sfânt. El vrea să aducă Sfințenia lui Dumnezeu să ne facă părtași naturii, dar avem cuvântul, avem Sfânta Scriptură, dar fără puterea Duhului Sfânt nu putem să o ducem la îndeplinire. Sfânta Scriptură imaginează scalinile de tren, dar Duhul Sfânt este locomotiva care ne conduce. Amin! Spunea Charles spărgină într-o într predică, fără Duhului Dumnezeu nu putem face nimic, suntem niște corăbii fără vânt, ramuri fără sevă, cărbuni fără foc, suntem inutili. Câți nu știm Scriptura? Și totuși nu împlinim. De ce? Pentru că ne lipsește puterea Duhului Sfânt. Pentru că vii și când stai la biserică, gândurile tale sunt departe de Domnul. Stai pe scaun și te, te ispitește dracu să scoți telefonul, să începi să te uiți pe el. Ești cel mai ocupat om din lume. Dar dacă Dumnezeu din ceruri își face timp să stea cu tine și nu ocupat, tu nu poți două ore să lași telefonul, să stai cu el. Te rog frumos, adu aminte. Omul, creștinul, nu își va putea duce mântuirea până la capăt în ascultare de adevăr, fără Sfânta Scriptură și fără puterea Duhului Sfânt. Dar mai este un element. Pentru că a pătruns acum în biserică o filozofie, nu mai avem nevoie de biserică. Mergem pe străzi, facem doar grupe de casă, ne ajunge, nu ne trebuie păstori, învățători și așa mai departe, dragul meu, doar în prezența comunității creștine. Acolo suntem șlefuiți, putem să ne slujim, cât și să ne testăm crezul. Evrei 10, 25 cu 27, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie, comunitatea, familia creștină este imperios necesară, e critică. Am întâlnit mulți care stau doar acasă și citesc Biblia și sunt departe de Dumnezeu. Vino la biserică, Aici te testezi unul pe altul, te ajut să rămâi pe cale când ca te ridici, te sună unul, te îndeamnă, vină în comunitate, lasă-i să te cunoască, lasă această familie să te ajute. Eu consider familie, eu sunt de câți sunt venit aici? Doi ani jumătate. nu știu dacă ați văzut că mereu zic că mă bucur că văd din nou familia Betania, pentru mine sunteți o familie. Pentru Adina, noi ne lăudăm cu voi pe unde mergem. Familia Betania, n-ați auzit de ea? Aba da, am auzit acolo, la fratele Teodor, la fratele Tibi, da, da, am auzit. Zice, a, a, asta, spun mulți, am auzit că frații ăia știu să se roage să cânte bine. Zic, fratele meu, i-am spus la unul, eu când vreau să... Și am timpul să vin, că ați văzut că suntem trei săptămâni pe lume, dar eu când sunt aici, eu nu lipsesc de la rugăciune, de ce? Că vin și mă simt zidit de rugăciunea cu seniorii și cu tinerii și cu surorile și cu frații, zidit de cântările și mai vechi și mai noi, am nevoie de biserică! spune vecinului, ai nevoie de biserică! Și iau, uite ce spune Apostolul aici. Probabil Pavel, da? E discutabil. Că și dacă păcătuim cu voi după ce am primit cunoștința adevărului, cu alte cuvinte, ce insinuează aici că dacă nu mai vii la adunare, ești o pradă ușoară pentru cel rău, poți să începi să păcătuiești ușor. Pentru că nu mai dai sucotală nimănui. Începi să te ascunzi, încep să ai o viață dublă, începi să ai o viață în obscuritate. Continuați să veniți la adunare. Că își da păcă, păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului. Spune Scriptura aici, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și vă paia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cu alte cuvinte, apostolul zice, dacă încetezi să mai vii la biserică pentru care a murit Hristos și după care vine, atenție, Hristos vine nu după indivizi, vine după Bi. Biserică! El vorbește în Apocalipsa cui? Nu unul individ, nu lui Grigore, nu lui Gigi. Vorbește biserici din, biserici din, biserici din. Dragul meu, Hristos iubește biserica! Pericolul călărețului singurat, care nu are nevoie de biserică, e distrugător. Te poți pierde, cădea de la credință, ca e meu și Filet, care și-au pătat cugetul și-au căzut de la credință, ca e meu și Alexandru, ca Dima care din dragoste pentru lumea asta l-a părăsit pe Pavel, dar adunarea credincioșilor este critică pentru o viață spirituală sănătoasă. Mărul nu crește de unul singur, stă într-un pom. Creștinul nu crește de unul singur. Adunarea credincioșilor. Nu uita, Hristos iubește biserica, se întoarce după ea. Întrebarea este asta, faci tu parte din ea? Adu-ți aminte de corabia lui Noe. Numai cei care au fost în corabie au fost salvați. Numai cei care sunt în biserică vor fi salvați. Parte din trupul lui Hristos. De asta, dragul meu, în dimineața asta vreau să reiterez cele trei elemente critice. Sfânta Scriptură, liniile de tren, puterea Duhului Sfânt locomotiva și în vagoane să nu rămână unul singur, să fim toți împreună. Adunarea Sfinților care merg împreună spre cer. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă întărească, Domnul să vă țină tari și să ne ajute Dumnezeu să nu cădem de la credință.